ce faceți? Eu sunt Laura, ea este Bianca, ea este Julie. E de vreme, e foarte de vreme și am fost fetele puțin la plajă, eu am stat puțin în cameră. Suntem în Punta Cana, în Republica Dominicană, în vacanță, iar astăzi avem o zi așa de chill, o zi în care o să ne plimbăm pe aici și voiam să facem un get ready with us, adică să ne pregătim, să vă spunem ce s-a mai întâmplat în viața noastră în ultima vreme, ai făcut așa cu inelul cumva. Ok, Julie s-a logodit acum două zile și încă e în faza aia de... faza din care eu am ieșit cu greu, iar Bianca... Păi, hai să începem lucrurile pe care o să le facem astăzi. O să fie lejere, de plajă, ceva super natural. O să avem și SPF, pentru că este foarte important, mai ales aici mi se pare că arde soarele, după cum se vede, foarte tare. M-am întrebat de observa. Și primul pas pentru orice look este, evident, curățarea feței. Noi astăzi vom folosi aparatele noastre de la Foreo și nu înțeleg eu de ce am... Voi, de ce aveți ultimele device-uri? Bravo. Vom folosi acest microfoam cleanser de la Foreo, foarte bun. Miroase foarte, foarte bine. Zine, Julie, de ce era căsătorie? Julie s-a logodit acum două zile. Asta, anul ăsta e anul lui logodel, pentru că... Așa... Nu mai țin niciodată detaliile pentru că eram în piscină și eram toate cam amețite, dar... Vorbește numele tău. Ok, aproape toate. Dar am sărit în piscină și am supărat pe el pentru că ne-au dat. Și când a ieșit... Încerc să fie pus pe geamă. Și când a ieșit din piscină, am avut inel și am... A fost super cute. Da, am plâns mult, nu m-am așteptat. A fost super tare. Și da, acum sunt la logodită, ce crezi? Bravo, mă, Julie! Yes. Așa, bun. Eu am acest UV Master Primer. Este un corector SPF 40, este de la Giorgio Armani și este absolut genial pentru că are SPF în timp ce are și puțin acoperire, dar nu e chiar un fond de ten. E cumva o bază cu SPF. Eu am o cremă de la Kiehl's cu SPF 30. Foarte hidratantă. Și eu m-am dat de cu una de la Uriaș cu SPF 50, doar că am băgat în geanta de plajă. De la înainte mi se părea tare că mă bronzam. Adică îmi place să fiu bronzată pe față, dar puțin, deja când te arzi. Nu am avut experiență la spa, la solar și de atunci folosesc. Nici eu nu mă protejam deloc înainte. Da, ce ai pățit? Nu mă, ce experiență? Păi asta 10 minute și m-am ars general, ars, adică ars. Și a trebuit să-mi iau un spray de arsuri. Oh, wow. Joc de rău. Da, atât. Hai să vă zic despre cererea lui Julie. Toți eram la piscină într-o seară, era cam 7, toată lumea băuse cam toată ziua, în continuu, în continuu, în continuu. Păi așa era amețită. Exact, așa era all inclusive. Julie era amețită, toată lumea era amețită. Și deodată a apărut Dragoș, iubitul, logodnicul Juliei, care a intrat pe sub apă și a venit direct, a sărit în apă și a ajuns direct la Julie. Și deodată avea cutia în mână și ținea cutia așa, iar eu, pentru că n-am cunosc cum arată cutia, pentru că știți voi ce s-a întâmplat. Și Alex era filmul care zice, a, ce glumă, eu glumă, acum două luni, am văzut și am început să țip, eram, nu, cred, a! Și țipam, făceam, eram isterică. Și Julia era așa șocată, nu prea înțelegea ce se întâmplă, era foarte confuză și amețită și toate cele. Și deodată a desfăcut cutia. Tu sau Dragoș? E Dragoș a desfăcut. Da, dar nu putea să deschidă cutia pentru că intrase cu ea în apă. Da. Și deodată când l-a desfăcut, eram toți, nu! Deci chiar, în momentul ăla chiar era pe mâine. Adică dacă ar fost o glumă cu cutie, dar nu știu cine făcea glumă foarte prost. Deci Dragoș ar fi în stare că tot timpul m-ar face chestii nefăcute. Dar totuși am fost serios. Bun, acum foarte puțin concealer. Păi îl întind cu... Cred că un indian. Chiar nu știu ce ai făcut. Ai pus foarte mult pentru o zi. Nu, n-am pus foarte mult, doar că ăsta așa e... Cu ce ești dată? Da. Cu Fenty.
Wow. Sunt zile, adică până acum când am mers la plajă nu ne-am machiat, evident, dar acum ne gândeam să ne facem și câteva poze, să arătăm puțin mai bine, să fim puțin mai simpatice, nu că n-am fi fără make-up, dar cu siguranță nu recomand make-up-ul la plajă sau la piscină sau în fiecare zi. Da. Oricum, dar asta e măcar este eyeliner. Dar astăzi da, exact. Transpir și... Exact, și e horror. Dar chestia asta de la Giorgio Armani, vă zic, este incredibilă. Bronzy, glowy, normali, sprâncenele. Niciodată nu le fac, știți? Nici eu nu mi le fac, le dau doar cu peria. Și mi-am pus gene. Foarte drăguță gene. Eu nu eram o fană gene, dar eu asta... Eu am gene continuu de 3 ani și acum nu am și mă simt atât de tristă. Nu. Mai departe, eu am chestia asta de la Sephora. Este o paletă de față care are tot ce ai nevoie. Are bronzer, highlighter și două blushuri și e foarte mișto pentru că atunci când călătoresc și trusa e foarte mică, nu mai e cum am acasă, tot ce am acasă. E foarte mișto că le-am pe toate deodată și pe toate într-un loc și e foarte mișto. E foarte practic. Nu mai dat. Care sunt trei lucruri de make-up fără de care n-ați putea să trăiți? Cele mai importante trei chestii pe care le aveți? Nimeni, bronzer, anti-ceartă. Ok. Bronzer, iluminator și ceva pe buze. Se mai poartă iluminatorul? Da. Mie nu mai place. Nu? Nu? Nu prea, nu. Foarte puțin. Și eu sunt concealer, rimel acum nu că am genele, dar concealer, bronzer și ceva pe buze. Astea. Gen un balsam de buze, orice. Cât am fost aici foarte vânătă, mă dădeam cu concealer care mai este cu fundete și mi se vedea și mai tare vânătăile. Și atunci nu m-am mai dat concealer, deci pot să treci pe concealer. Dar eu să nu pot, că am încearcă nici se văd. Păi dorm. Păi dorm. Dorm. Da. Pe ochi, tot ăsta. Așa super puțin, doar că ți-o pun o umbră. O să mă dau cu niște rugine și la am înțeles din privirea aia că nu pot. Este ilegal, imoral. Faci îngrășeală ori inclusiv aici? Nu, din contra am slăbit. Cred că nu. Ai slăbit, dar unde te-ai cântărit, frate, să știi că ai slăbit? M-am măsurat mental, eu am cu centimetru mai puțin decât atunci când am venit. Te-ai măsurat mental, ți-ai luat centimetru cu tine? Și ce te-ai măsurat? Să mai slăbesc! Nu știu, nu m-am îngrășat acum să stau. Dar cât să mai slăbești? Are la fel de bine. Bloggers be like. Și ce cu ce faci foarte multe vizionare pe blog, dar pentru vestire despre cum ai zis tu aldeză. Crede-mă. Ce ai zis? Dacă facem un vlog și îi pune titlul cu Agent Bianca Stewardesa, ai rupe internetul nou, pentru că mă întreabă 100 de mesaje pe zi. Asta. Eu să fac un vlog pe canalul meu, cum a ajuns Bianca Stewardesa. Și să fii invitat în vlogul tău. Și tu să vorbești. Tu să pui întrebări ca un reporter. Ai, eu să pun întrebări ca un reporter, să iau un interviu. Exact. Ții să mă anunț că toate macrajele pe care eu le am sunt de la sora mea. Și eu am primit multe la Laura. E drăguță. Ba, uitați-vă cât de bine poate să stea părul. Ceva foarte rău. După atâtea zile de standard. Este atât de... De ce nu poți să vezi? E atât de sărat. Deși îmi sparg la de două ori pe zi. Este atât... Vrei să buci? Nu. Și un balsam de băze. Creionul pe care l-am folosit este de la Huda Beauty. Nuanța Flirt. Și lanțul de la Good. Ăsta eu l-am din Bali, de pe plajă. Ăsta l-am primit ca nu, de la un prieten bun. De aici. De la Alex. Ți cred? Da. Iubitul tău? Da. Am acest spray foarte mișto, se numește Ocean Spray de la Maria Mila. 100% vegan, fără sulfați, fără parabeni, toate cele, care este cu sare și îți face părul foarte mișto. Dați-mi și sare. Pentru textură și ca să stingezi părul foarte, foarte drăguț. Și nu am terminat, mai avem puțin. Mi-am lăsat body lava acasă și am luat ăsta. Și am la mine în cameră. Arăt ca unde ziceam. Eu m-am dat mersi. Ce? Cu ce lătezi? Dar să te fac eu, că face trunca asta. Câte ori odată?
Mamă, miroase incredibil. Și voi așa mergeți acum la plajă sau? Da, să ne facem o polo. Și în timp ce stau la plajă și mă relaxez sau în timp ce sunt prin oraș, îmi iau mereu chestia asta la mine, de la Kiehl's. Miroase foarte frumos. Chiar da. Eu am fost Laura, acesta este vlogul meu și promit că o să filmez mai mult pentru că în ultimul timp am cam lăsat-o așa baltă. Dar promit că ne vedem curând cu lucruri foarte interesante pe canalul meu de YouTube. Până atunci, like și subscribe, apăsați pe clopoțel. Vă te-ai luat de mine! Hai să strângem. Hai să chemăm Laura. Mamă, cât te strâng. Karma. Acesta a fost Get Ready With Us-ul. Nu mai știu cum să fiu vlogger anymore. Acestea am fost noi arătându-vă. Acesta a fost look-ul nostru glowy, summery, bronzy pentru vacanță. Și gata, eu am pe mine o roche de la Zara. O roche de la Topshop. Eu am o roche de la Topshop. Mulțumim mult de tot că v-ați uitat. Ne vedem data viitoare și vă pupichi. Ok, Bianca. Aki, taki. Dacă rumpă, ai facem un clip în care și dansăm, vrei? Nu.